Ok, a dat moarte. Și acum iau fur mâncarea. Ala-i, fură carnea, T-Rex. Oi. Cred că am atacat pasărea în greșeală. Cred că... A, fiera asta fie a mâncat... A, cred că a mâncat... Oh... God damn it. Ah! O armată de Terexani, ce faceți mă nebunor mă? Eu sunt Terex și bine v-am regăsit la încă un episod din Ark Survival Evolved. Astăzi, oameni, vreau să îmblânzesc o bestie. Și tocmai văd bestia perfectă acolo, uite-o acolo și aveți cum s-a blocat în pomie. Dar am văzut mai devreme pe acolo în timp ce colectam resurse, era un parazaur dintr-o la mecanic mă oameni și fix chestia o vreau. Mi-am făcut și pișcătoarea asta pe deasupra, nu știu cum dracu funcționează, cred că am nevoie de pietre sau ceva. Și e foarte bine dacă am nevoie de pietre, fiindcă tocmai ce mi-am colectat vreo 7 miliarde de pietre, asta să spar la piatra, uite-te, 72 de pietre am aici. Merge cu piatra. Mere cu piatra, măi. Alai. Mă duc să dau pișcătoarea în dinozauri acum. Alai, fix asta o să-mi blânzesc. Întrebarea mea, uite că mă mișc greu rău de tot, mă. Întrebarea mea, unde o fi parazaura mecanic? Vreau să-mi blânzesc și o vieraptul ăla că-mi place. Vreau să iau parazaurul ăsta prima dată, că văd că e blocat acolo și măcar fac o chestie utilă, știi? Îl îmblânzesc, îl deblochez din pomia și aia. Ce naiba e legioane, uite o rață. Ia să fac eu, uite așa. Haia! Alai, mă întrebare câte mergi de chestia asta. Haia, sper să nu-l omor cu ea. Alai, n-am omorât pe nimeni niciodată când am dat cu pișcătoare la viața mea. Deci că, alai, vino coace. Alai, pietrele să fac foarte ușor, deci nu-mi fac griji. Atât. Hai să... dar e foarte blocat acolo. Mă întreba dacă aș putea să-i dau pumni. Ia să încerc o chestia asta. Ia să încerc să-i dau pumni decât să-mi urăsesc eu toate. Stai că nu asta vreau să fac, nu vreau să mănânc. Vreau să mă duc să-i dau așa pumni. Alai. Ups, nu mai da pungata te exact, l-am îmblânzit. Nu l-am îmblânzit. Acum nu te decât să pun asta în inventar. Așa. Ia zi, transfer, drop, consum, nu vreau split. Ok, le împar pe jumătate și pun două alea aici ca să stea tranquilizat. Așa, 5.8%, bun așa. Alai, o să te îmblânzesc, fiară și ești. Ai de ca meu sărac, uite jahal arată. Măi, am dat cu piatra, uai, să nu faci o mișcare la mine. Bun, deci am îmblânzit parazaura prima și prima dată. Cred că trebuie să stau cu el să-l păzesc, să nu vină ceva nici ca e prător să profit acum de ocazia cu un parazor care doarme acolo. Și să vină să zică, mâncare gratis, două mai de faidu. Dar vreau să găsești parazaura mecanică, 14 undeva mă oameni, l-am văzut. Pe cuvântul meu de onoare că am văzut un parazor mecanic, unde e dracu' fi? Tu ești mă ăla, nu ești cu ăla. Bă, dar tu ești ăla. Te-am găsit. E blocat și el. Alai, fix acolo, bucată de metal ce ești. Alai, să nu încerci să fugi. Alai, mă întrebare, cu cât încurtez mai tare chestia asta, cu atât mai multe magii dau. Sau, nu fugi, am nevoie de tine. Am nevoie de tine, ești atât de frumos. Haia, alai, stai jos acolo. Nu te pierd pe tine. A, doamne, dam o țintă. Așa, stai și învârte-te în zona asta. Haia, aia. Nu înțeleg de ce fac sunetele astea, dracu. Am nevoie de apă, nu se poate. Nu acum, n-am nevoie de apă. O, nu, o să pierd parazaurul mecanic. Vreau să fie, am nevoie de apă, urgent. Bată-te, Dumnezeu de parazaur. Cred că pe aici era o lozaurea de-am văzut atunci. S-a bătut sarcosucu și aia chestii, habar n-am. Parazaurul mecanic, uite-l vine spre mine, bou. Alai, stai. Mă, da, chestia asta nu funcționează. Uite, că am eu, sper să nu te sinucizi, dracu, sau cea. Haide, vino. Haide, vă da. Praștia asta n-are efect, mă, păcălește, băi. A, mi s-a rupt praștia, perfect. Atunci trecem la vechea tactică. Mă duc să-i dau cu pumnul. Alai, vino cu acea bestie. Haide, că am eu, parazaurul ăla trebuie să mă duc la el. Vreau pe ăsta mecanic, mă, că arată prea fain. Eu v-am zis, chestiile astea, dacă s-ar face mai des în jocul ăsta, ar fi extraordinare. Hai, odată vino cu acea bestie, ce... O, doamne, nu fugiți pe moarte, te rog, eu nu fugiți pe moarte, atâta cer. Așa? Blochează-te, alai. Uite că am eu dau cu pumnul în fiar, îți dai seama ce cer să dau takedown. Nu te duce încolo, că acolo e pericol. E dezastru acolo, fiară ce ești. Uite că am eu, ce torch, sparkle, skin, ce am deblocat acolo. Your first day, uite că am eu, am primit un achievement. Jocul ăsta are achievement-uri, alai, trebuie să le iau pe toate. Atât a fost, unde naiba s-a dus? O, uite-te și tu, bă, animal prost, dar în direcția asta spre mine, nu fuge, mă, ia vino tu încoace, că te bată Dumnezeu. Ai de viața mea, mi s-a stricat și pișcătoarea, măi. Vino încoace, așa, stai acolo blocat, așa, hai că ești prins aici, alai, dă-i pum, T-Rex, e prins în cercul ăsta aici, nu-l mai duce capul, alai, atât, al meu ești, bă, da, poți să îmblânzesc chestia asta cumva sau, nu-i posibil, să îmblânzești ca un dinozaur normal, sper. Ai de viața mea, văd care sânge, bă. Este! Așa, deci o dată spun chestiile astea. Și o să spun chestiile astea. Ești dus la mama dracu' în praznic.
Ok, uite ce frumusețe, uite cât de șmecher arată ăsta, bine care sânge pe el dracului, uite de capul meu. Bine că s-a întâmplat și continuă să ori normal, așa, și tu acolo o să mănânci chestiile astea. You are starving, nu se poate. Nu mai, e ok, lasă că mănânci niște friptură. Nu mai am friptură, vreau să fie frate, să mă întorc acasă acum, bată-mă Dumnezeu. Dacă traversezi eu apa asta, are ceva, uai, nu mă speria așa dihania dracu. Ok, ia să încerc eu pe aici așa frumos, uai cât spes sunt aici. Oh nu, du-te, nu! Te reținut, nu te duce să te bați cu peștii, nu te bate cu peștii pirania, nu traversa până apă niciodată, fă-ți dracu o barcă, fă-ți un Titanic, ala, bine că mă trezesc în patul meu. Bată Dumnezeu, bine că pot să-mi iau niște fructe pentru parazauri ăștia măcar, nici nu cred că am pierdut iteme importante, cred, să iau treaba asta, ce n-ai mai prostia asta? Thor Sparkling Skin, tu te mai dracu cu asta de aici. Nu știu ce e. Așa, iau și chestia asta. Așa, pe aici mai am ceva important. Bă, mi-am pierdut pantaloni, bă, peștii am urmâncat cu totul, ești nebun. Tai de viața mea. Iată-mi, parazorul meu e bine acolo. Pare să fie bine acolo, sper că mai am blânzit de mine. Sper că mi-am pierdut parazorii, bă. Pai, asta chiar m-ar supăra. Ok, bă, zic că tu ești al meu, tu ești tovarășul meu. Păcat că nu pot să-i dau și nume. Sau cred că pot să-i dau nume. Parazol de nivel 3. Acum am timp decât să te eliberez din copaci ăștia. Ala, stai așa că te salvez eu de aici, domnule. Haide. Haide, sparge-te copacule. Lasă-mi parazolul lui liber. Ups, l-am lovit și din greșeală. Asta e partea a doua. Haide acum mie, domnule. Ok, o să ocolez balta asta nenorocită până să fac rost de arme. Arme de alea bune, blană, cu care să omor pirania ăștia nemernici. Vine cu mine parazaurul. Ai de cam. Ala a rămas acolo săracu. Bine pentru el. Cred că a rămas încă blocat într-un copac dintre ăla. Ălălalt era pe aici, uite-l. Ala, ești bine, vai de cap. Slavă Domnului, așa ți-am adus mâncare, ia de aici. Uite, toate astea sunt pentru tine, tovarăș. Ia de aici și mâncă și fă-te mare și frumos. Ala, de tine mă interesează. Tu ești, uai, uite-te cum arată, frate. Uai, scoate scânteții și chestii. Uai, dar fain, arată-mă ce-s ăsta. Wild female tech parser. Ai de cap meu. Ești o femeie sălbatică. Este Fang, mă, oameni. Dar e fang în formatul tehnologic și parazaur. Ei, nu mă deranjează. Eu tocmai mi-am dat seama că puteam să fac să colectez niște de-astea de pe aici și nu trebuia să mă întorc acasă după mâncare pe un parazaur. Bravo, T-Rex. Mă întreb, poți să-mi iau chestiile înapoi astea așa. Deci uite acolo am urci eu, unde-i făclie aia, am înțeles. Și peștii ăștia sunt peste tot. Uite-te și ce baltă. Are legătură la ocean chestia asta, mă. Mă miram de unde sunt pești pirani aici și tot. Ok, dacă scap de pești pirania, o să pot să colectez aici o grămadă de pești, o grămadă de carne și o grămadă de resurse. Am înțeles, deocamdată eu stau cu parazaurul ăsta aici până se îmblânzește bestia. Uai ce fain arată, mă, uite-te la el, bată Dumnezeu. N-are mă legătură la ocean asta, uai de cam un T-Rex. Un T-Rex, ai de cam să bate cu oțestoasă, sper că chestia nu o să vină cu asta mânce parazaurul. Vai de cam, uite-o pe, aia e Fang, mă, oameni, aia adevărata Fang acolo, dar aia mai am nevoie de experiență ca să o îmblânzesc eu. Ok, aici am mis resursele, ia zic că pot să-mi iau chestia asta. Ok, se despoanează în 3 ore circa. Așa, ia să-mi iau toate chestiile astea. Cum n-ai va fac? Uite așa fac. Ale, le-am luat pe toate, bun așa. Eu sunt fericit, mi-am luat chestiile înapoi. Ei, să bucure T-Rex-ul, atât. Așa, și acum trebuie să mă întorc la parazorul meu mecanic acolo. Îl îmblăzesc, pun șaua pe el și am plecat în depărtări. Grăbește-te acolo, tovarășe, că avem un T-Rex lângă noi. Avem un T-Rex mare rău de tot. Bată-te, Dumnezeu. Uai, ce zonă bună ți-ai ales și tu, să te bată soarta. Ok, mai întâi toate să-mi pun pantalonii înapoi, atât. Chestia asta o să-i dau direct drop, nu știu la ce dracu mă ajută. Chestia asta nu știu la ce dracu mă ajută. Așa, mai am niște de astea aici la mine, ok. Aveam toporul meu de încredere aici, atât. Mi-am pus itemele înapoi, ala, și acolo pun și chestia asta. Te să refac asta înapoi, frate, bată. Ei, pot să-mi o repar. Ala, dă-mă încoace. Stai, vreau să o repar. Vreau să o repar, cum n-ai bă o repar, drop repair. Ala, gata, atât, trebuie să apăsie. Ok, ce asta aici? Descompozit, e carne. Ok, hai că mai are puțin, gata și te-am îmblăzit și am plecat aici. Uai, unde e naiba, e Rex-ul ăla? Unde e naiba, e Fang? Vai, sper să nu omoare și ăla tiranozaurul ăla totuși, sper, adică nu știu, ce ar putea să omoare un Rex? Stai, sunt mai mulți Rex în zonă? Uai de cap, eu cred că sunt mai mulți Rex în zona asta, doamne, Dumnezeule mare, am ales o zonă destul de bună, are tiranozaur pe aici. Și în același timp ar putea să vină ăștia peste mine să mă omoare dracului. Oh, l-am îmblânzit! Fang. Ala, așa o să zic, Mecha Fang, atât. Bun, și te-am umblânzit și pe tine. Stai, mi-a rămas inventarul blocat aici, ce fac? Nu asta vreau să fac. Ala, uite așa, gata, atât. Sunt bine, uite, cam și-a făcut o mare mizerie acolo. Hai da, cu mine! Hai da, vino încoace, fiți-ar coada, dracu, hai da, vino încoace. E momentul să plecăm din zona asta. Atât, uite-l cu vinul pe mine și are și viteză. Ala, mă! Uite, cam eu sper că păsările astea nu o să-mi atace tovarășul. Bată Dumnezeu dacă face treaba asta. Tot ce mai trebuie e să blochez un trike undeva și să-mi blânzesc un trike.
Ala, ai văzut ce simplu e? Uai, de gamă câte creaturi sunt în zona asta, ce aia? Oh, parazorul celălalt acolo, săracul e blocat în copac. Stai că-l salvez eu acum imediat. Imediat îl salvez cu toporișca mea. Uite-l cu vie, tugudum, tugudum. Așa, acum să te liberi și pe tine. Da la dracu pomul ăsta, cuntă și blocatul în el aici. Alai, tu-te acasă copac. Alai. Bun așa, v-am salvat pe toți. Hai da să merg, dar ce? Bă, da, mă blochează în cozile lor, mă veniți încoace, vreau să pun zi, șaua pe care am făcut-o pe dihania asta mecanică. Uai, de cam mi-am stamină. Ăla a rămas acolo. O, ăsta e nivel 19, măi. Păsăriche, păsărea, ia vino încoace și mor, că te găsește. Alai, omoară-l. Îl atacă pentru mine. Alai, mă. Alai, dă-i moarte, am nevoie de carnea lui. Alai, că am nevoie de mâncare, mersi. Ai de viața, ce fain e să ai așa ceva pe lângă tine. O, uite încă unul aici. Vino încoace și atacă-l și pe ăsta. Dă-i la fraier. Dă-i la fraier. Băi, vino încoace, dă-i la fraierul ăsta, nu vezi? Hai de cred că aia m-a atacat pe mine, cred că rația m-a atacat și de-aia vin să mă ajute. Am înțeles. O să te fac cel mai mare criminal din lumea asta. Pune carne acolo, pune și asta acolo. Bun, și acum light on fire. Alai. Arde frumos aici. Unde mi-e parazol? Oh, nu, te-ai blocat în pomul ăla este. Te-ai blocat, fă bune. Bun, mi-am umplut și burta, așa tovarșul parazaur, hai dam cu asta, spun șaua aia pe tine. Sper să-mi se dracu pun pere să-mi dărme și casa. Ah, ce s-a întâmplat cu... Stai, ce? Unde era? What? Ce? Bă, mi-a dispărut un sac de dormit, bă, ce s-a... Ah, cred că era pentru o singură folosire, fiar să fie. Ok, am treaba asta, ia să vedem dacă pot să echipez pe dinozaur acum. Ah, cred că poate era pentru o singură folosire, vino mă încoace. Ia să-ți accesezi inventarul, pot să pun asta pe tine? Saddle, acolo vine. Pot să pun un costum. Stai, pot să pun ochelari dacă are costum de serie. Pot să pun asta, nu pot să pun ochelari, vreau să fie, dar nu pot să pun asta perfect, asta e pentru altă creatură, vreau să fie, am făcut asta greșit. Hei, ia să dacă pot să craftez o șa pentru parazaur totuși. Dacă există, am o puncte în inventare aici, azi, pentru parazaur lofu să există șa. Pe aici, pe undeva trebuie să fie. Wooden club, aia trebuie să craftez eu, atât, o bâtă îmi trebuie. Așa, și mai am și alte chestii pe aici. Unde e naiba șaua pentru parazaur Rofus? Deci asta e pentru altă oribilitate, am înțeles. Și pentru parazaur n-am nimic, frate, asta habar n-am pentru ce dracu. E că asta e pentru parazaur, nu știu. Sau asta o fi pentru parazaur, nu pot să-mi dau seama, că nu-mi spune. Spyglass, nimic important. Bată-mă, Dumnezeu. Ia să vedem, deci cu naiba craftez eu o bâtă, măi. Aia, bâta asta, ia să vedem. Pot să craftez o bâtă, aia, nu pot să folosesc. Știi ceva? Tu, tovarășe, va trebui să te pun aici, deci equip saddle to ride. Da, am nevoie de o șa și nu poți să echipezi șaua pe tine de nefericire, fiindcă aia nu e șaua pentru tine. Ia să te pun acum să stai aici, ca behavior, falling disabled, alai. Și acum stai cu minte în zona asta. Specimen implant, artifact. Am înțeles, deci asta dam eu în mână așa un artefact. Bun, parazaurul celălalt, ăla, unde naiba a dispărut celălalt? Tă Dumnezeu, mi-am pierdut parazaurul. Fier ar să fie atunci. Ai de capul și de zile mele. Bravo, T-Rex, ai făcut-o pe treabă pe asta, nu? Ia să încerc să omor bestiile alea de pești. Dacă ar putea să-i aduc undeva așa la mal, frate, să-i prind așa, să-i dau sulițe în cap până mor. Ferrari, ai dracu să fie de pești nemernic. Ai, uite-l, dă-i la nemernic, dă-i, alai. Uai, de cam eu câtă viață mi-a luat prostul și acum am nevoie și de mâncare. Ferrari să fie că n-am anticipat-o pe asta. Bă, atâta multe decizii trebuie să iei, bă, atâta de Dumnezeu. Și care ar mai fi problema? Eu am nevoie de apă, frate, și ca să fac rost de apă, nu-mi văd celălalt parazaur, cred că l-a mâncat ceva. Tare îmi fac eu grijă că au mâncat una din păsările astea, frate, sau unde e naiba s-o fi dus? S-o fi întors acasă, dar n-avea, frate, că nu o să ținea după mine, poate-l Dumnezeu. Ia-te-mi cum naiba fac eu să beau apa, acum e întrebarea. Fără să fiu one knuckle bear, ce am consumat un knuckle bear, sau cine a consumat un knuckle bear, eu n-am mâncat așa ceva. Ok, consumă repede apă, așa, umple acolo, așa. Și acum pot să ies dracule de aici mai repede, până un pește de ăla la mine. Uite peștele blestemat, cum vine? Du-te mori, mă, du-te mori. Alai, stai să mai mănânc ceva, atât. Ia vino încoace, hai să ne bătem. Uite-l fraierul, uite-l. Așa, du-te pe uscat, să-ți dau fraiere. Alai, mai vrei, are T-Rex. Acum fugi de mine, fugi de Spear, fugi de cel mai mare vânător din istorie. De iată carnea aia încoace, cine pe cine mănâncă acum, bă, bestie. Bă, îmi place că jocul ăsta se titează singur, adică nu mai trebuie să pun o muzică epică la de bătălie la montaje, că pun el pentru mine. Alai, uite un pește aici, uite. Alai, am furat un pește, ui. Peștișor, tu stai acolo că te omor. Acum stai să-ți omor tovară și ia, prădători. Unde e naiba v-ați băgat, ferații dracu, să fiți de legioane nespalate ce sunteți? Veniți în coace, vă arată el T-Rex-ul vouă. Vă pune pe voi la respect. Bă, ce se întâmplă? Vine furtună de nisip? Ce dracu se întâmplă? Haide, capul meu. Uite-l cum vine și dă T-Rex-ul. T-Rex-ul îi dă, mă, că ele fraiere, uite ce face. Uite cum mânoată. E bine ce ai făcut, mă? Batu-ai pe măta. Alai. Așa, și acum ai adă tu coarnea în coace, să-ți arăt eu ție, să te pun pe tine la respect, bestie oribilă ce ești.
Alai, iată să-mi iau și peștele ăsta de aici. Mi se pare că am nevoie de un topor ca să-mi dea și piele. Acum cui mai pasă de piele de pește? Dă-mi coace carne, așa. Mă, dar cu tine care-i faza? Tu vii pe aici decât să mă stresezi așa și ce n-aveai furtuna asta de nisip? Ce se întâmplă? Acolo am ca fan cum așteaptă. Așa, aici a foc un carde, carde degeaba în mare parte. Ia să punem niște carne acolo să nu mai ardă degeaba. Bun, așa, ce n-aveai prostia asta? Organic polymer resource. Ah, niște polimer organic. Bun, ia să-i, carnea mea trebuie să mai consum de ea. Nu stai, eu pun înapoi acolo, care trebuie să consum de ea. N-am zis să o pun în inventar, bată-mă Dumnezeu. Bun, am făcut treaba, ia să arunc eu asta aici. Mi s-a stricat toporul și nu cred că pot să repar, n-am cum să repar că n-am resurse, o să trebuie să fac rost de resurse, arunc asta acolo. Mai am niște lemne pe aici, asta nu pot să le stachez, așa, pune-le acolo pe toate, nu pot să le pun pe toate acolo, vreau să fie alea două, le pun pe foc atunci. Uite, cam aici, da, stai că am o gaură în acoperiș, uitați-mi de treaba asta. Uitați-mi că am uitat să-mi repar gaura de în acoperiș, bată-mă Dumnezeu. Ia să arunc eu două bucăți de lemne acolo, bun așa. Mai am niște knuckleberry, bun, am toate chestiile necesare și te-am pe tine, mă, frumosule, măi. Uai, ce thumbnail fain o să faci tu mie. Oh, să uite la mine, ni. Pot să-i dau pet sau ceva la chestia asta? Nu cred că pot. Ei, screenshot la tine acolo, tovarășe. Ala, mersi de thumbnail. Celălalt parazaur, unde naiba o fi? Bă, știi ce vreau să încerc? Vreau să mă bat cu o țestoasă de asta, că am văzut o tactică. Să te sui în cârca lui și să-i tragi pumn din cap până pică. Și fix asta am de gând să încerc să fac și eu. Ia stai dacă pot să mă sui în cârca lui într-un fel sau altul. Ia stai tu așa, domnule. Haide, hai că se poate, am văzut asta pe YouTube, trebuie să se poată. Haide. De ce naiba nu se poate? Vreau să fie. Oi, dacă am eu pasăre blană. Haide. Eee, s-a putut. Și acum nu trebuie decât să-i trag pum din cap. Au, eu încercam să mor pe așa, asta s-a gândit. Bă, dar bată-te Dumnezeu, azi de cine moare de aici? Cea mai epică luptă văzută vreodată. O pasăre de 15 tone împotriva unei țestoase. Hai să vedem cine câștigă. Argentavisul sau pe tine cum dracu te chema oare? Am uitat cum se numește țestoasea. Carbonimus sau ceva de genul. În fine, o țestoasă versus o pasăre uriașă. Hai să vedem cine câștigă chestia asta. Între timp eu am nevoie de niște apă. T-Rex, ai de capul meu. A venit prea aproape de bază, frate. Uai, dar nu-i bine. O, nu țestoasa o să moară. Aș vrea să intervin, dar aici e viața cum funcționează, frate. Uai, dar trebuie să îmblânzesc o pasăre de asta. Uite cât o OP, frate. Uai, a distrus țestoasa aia. Știi ceva? Atunci eu o să profit de ocazia când... Ok, a dat moarte. Și acum eu fur mâncarea. Alai, fură carnea T-Rex. Oi. Cred că am atacat pasărea în greșeală. Cred că... fiera asta fie a mâncat... Cred că a mâncat... God damn it. Nu! Du-te acasă! Du-te acasă, cioară! Du-te, Dumnezeu, mătii! Ei, ce-ar face Spear în situația asta? Am văzut Primal, ce-ar face Spear în situația asta? Ar pune parazaur, nu? Nu duc spre parazaur. Hai, du-te! Nu, în casă, intră în casă! Am făcut bine că am intrat în casă, nu? Am făcut foarte bine și închide ușa. Gata, sunt în siguranță. Cred că îmi dărâmă baza. Nu, mă omorâși pe mine. Argentavis de nivelul. Firar mama aia dracu de pasăre. Na, grozav și patul meu nu mai există acolo. Și acum trebuie să mă respawnez într-o zonă random. Doamne, dar prost m-a făcut universul. Ce e lângă mine acolo? Nu, uite un tiranozaur care se bate cu mai multe chestii. Ok, ce? Tu erai. Bată-te Dumnezeu. Uite Rexul acum se bate cu chestii pe acolo. Tocmai când vreau să spun, uai de viața mea, ce acolo, bă? Maică, măi, culiță, mamă, doamne. Pisici sălbatici, lei leopard. Nu mă, cum zicea tatea? Zicea tatea odată o chestie. Tigri, panteri, lei leopard, pisici sălbatici, chiar și elefanți. No, uite-te și tu aici. Război pentru supraviețuire acolo, un battle royal în toată fierea. Aș vrea să mă apropii totuși. Ce se întâmplă dacă m-aș apropia? Uai câte argentavici sunt aici, uai de viața mea. Mă, un alfa Rex? Nu cred că e la un alfa. Arată ca un alfa, dar nu e un alfa, nu? Adică e posibil, sunt niște scorpioni gigantici pe aici? O cremată de chestii. Cred că ăsta e un alfa. Ia să mă apropie eu suficient de mult să vedem dacă ăsta chiar e un alfa. Scoate sclipiri, am omorât niște anchilozauri. Scoate niște chestii. Uai, da viața mea! Nu știi ce? Mi-a dat somn. Mi-a dat somn, Dumnezei mătii. No, uite-te și tu acum, ce s-a presupus să fac eu situația asta? Nu veniți spre mine, creatură proastă! Nu m-a spawnat într-o zonă de gheață, perfect. M-a spawnat la... uite un alozaur acolo.
Și asta e un T-Rex. Asta e un T-Rex. Oh, nu. Aaaa, dar ce m-a spawnat? Un Alpharex. Am avut dreptate, era un Alpharex, că scortea particule. Dar de ce m-a spawnat fix în picioarele lui, mă? Dumnezeii măsii de treabă. Vreau să mă spawnez în același loc, dacă se poate, vă rog eu frumos. Dar vreau să mă spawneze acolo acasă, unde eram, unde am murit. Uite acolo, exact în zona aia. Bată-te, Dumnezeu. Fai, cum ajung eu acasă acum? Oh, nu, iar m-a spawnat în același loc. Mai mulți al... N-o uite unde mă spawnează, frate. N-o uite-te și tu. Uai, uai. Alea un Iutaranus. Alea un Carnotaur. Alea-s toate creaturile din Cretacic. Gâtul mătii îngheț. E foarte frig. Văd niște mamuți. Văd acolo zona unde am murit eu. Eu trebuie să iau în direcția. Trebuie să iau peste de-al. Ala, gata, știu. Și trebuie să not în apa asta înghețată. Ai de capul meu. Bine, bine că... Oh, no. Oh, dear God. Nu, vine spre mine chestia, nu-i așa, vine spre mine. Haide, înotă la suprafață, te rog eu, înotă pe bucățele de gheață, poți să înot pe banchetele de gheață, alai, atâta vreau să știu. Uai, sper că nu vine spre mine chestia, așa cum vezi că mă duc sub apă și vine spre mine. Uai, cred că mi-au foarte mult damage în momentul ăsta, cred că am început să-mi iau damage de la... Ai, uite un scorpion acolo, uai, uite un pește, poți să iau pește asta cu mine? Știi ceva, lasă peștele, T-Rex, te interesează mai mult să ajungi acasă. Încă un Tyrannosaurus Rex acolo. Scorpiona vine după mine. Extraordinar e jocul ăsta. Este senzațional, am nevoie de... Nu știu de ce am niște vibe-uri foarte, foarte din King Kong la ora actuală. Uai, cum vine spre mine chestia. Nu, de ce m-au spawnat aici? M-am blocat în pește ăștia. Perfect. Bun, direct fugi, T-Rex. Te-a spawnat bine, direct fugi acum. Du-te în partea acolo, vezi acolo? Ăla... Oh, nu, cred că vine după mine. Nu vreau să mă uit în spate, fiindcă dacă mă uit în spate, o să-l văd fix în spatele meu. Uai, da. Da. Oh, vai de mine chestia, nu s-a dat bătut atât de ușor. Oi, o să mă pitez după piatră. Oi, dar nu-mi place jocul ăsta, bă, dar nu-mi place, na, uite-te și tu ce-mi face. Am nevoie de asta, uite-te acolo, bate-te cu pești pirani, așa. Ce nu-mi place că trebuie să stau neapărat nemișcat, frate, ca să mi se încarce stamina, bată-te, Dumnezeu. Wow, unde-i parasaurul meu mecanic, frate? Aaa, nu se poate cum l-am îmblânzit, l-am și pierdut. Frate, mi-am pierdut literalmente toți dinozauri, am îmblânzit și-o doi parasauri și am pierdut pe amândoi. Pe deasupra, casa mea este total distrusă și pasărea asta încă continuă să o atace. Bă, ăsta mi-atacă baza, ce face? Ce pot să zic în situația... Pa bune? Chiar vrei să faci asta, cioară ce ești? Chiar vrei să faci asta, chiar... Cu ce am greșit eu oare în jocul ăsta? Spuneți-mi și mie cu ce am greșit. Acum toată lumea o să sară în cap. Fix asta în fața mea acum. O să sară în cap toată lumea capcioara asta și o să fac uite așa. Să zici ceva, omoară-mă dracule. Dar știi, tu te îndumnezăi, mă. Dă-mi una și termină, mă, unde ești? Mulțumesc. Da, oameni, aici vreau să chei și o videoclipul ăsta. Bată-l Dumnezeu el joc și bată-vă Dumnezeu. Vă ăștia în comentarii ca să veniți să vă plângi că T-Rex nu știi să te joci. Eu închei videoclipul ăsta aici. Dacă apare al patrulea videoclip din jocul ăsta, o să fie o minune totală dacă o să fac până la a patra parte din jocul ăsta. O să fie chiar o minune totală că m-am scos din toți dracii. Nu puteți să vă dați seama ce trigger mi-am luat eu acum, dar fai, v-aș omorâ pe toți ăștia care au jucat jocul ăsta. Eu închei videoclipul ăsta aici. Dacă vreți să mai vedeți, lăsați dracului un like acolo. Ascultă feedback-ul vostru, fiindcă asta e cea mai mare greșeală a mea, sunt ascultător. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Bată-mă Dumnezeu cu el joc. Data viitoare o să încerc să fac tot posibilul necesar ca să nu mai mor în haul ăsta. Să nu mai îmi pierd baza și toate cele necesare. Eu fix aia fac, știi ceva? Gata, aici, atâta. Data viitoare o să fie mai bine. Exact cum a spus John Hamon și după aia s-a întâmplat mai rău. Da, mame, dacă v-a plăcut videoclipul ăsta, lăsați-vă acolo un like. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat, să vă duceți la dracu toți. Hai, pa!